să dăm onoare citirii Cuvântului Lui Dumnezeu, pe care o vom găsi de data asta în Evanghelia după Matei, capitolul 22, începând cu versetul 15. Matei 22, începând cu versetul 15. Atunci farisei s-au dus și s-au sfătuit cum să prindă pe Iisus cu vorba a trimis la el pe ucenicilor împreună cu irodianii care i-au zis, Învățătorule, știm că ești adevărat și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-ți pese de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor, spune-ne, dar ce crezi? Se cade să plătim bir cezarului sau nu? Iisus, care le cunoștea vicleșugul, a răspuns, pentru ce mă ispitiți, fățarnicilor? arătați-mi banul birului și ei i-au adus un ban. El i-a întrebat, chipul acesta și slovele scrise pe el, ale cui sunt? Ale cezarului, i-au răspuns ei, atunci el le-a zis, dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Amin. Amin. Eu, nostru, noi copiii tăi ne închinăm înaintea ta cu mulțumire pentru că ai lăsat har peste noi, ca după masa aceasta să fim în casa ta. Mulțumim pentru acest timp binecuvântat pe care ni-l oferi și am vrea cu această ocazie să te lăudăm și să te binecuvântăm. De aceea, ajută-ne, Doamne, în continuare să facem voia Ta, Doamne, prin tot ceea ce facem. Dorim să binecuvintezi robul pe care l-ai pus înaintea noastră. Dorim să-i dai cuvânt, să-i dai putere de la Tine, să lași Duhul Tău peste El. Doamne, dorim și nouă să ne dai o inimă deschisă, o inimă primitoare de cuvânt și ajută-ne ca acest cuvânt să aducă multă rodă în viața noastră. Dorim în continuare să binecuvintezi și prietenii care sunt în casa ta. Să binecuvintezi această biserică. Amin. Și Doamne, ajută-ne să-ți rămânem credincioși în continuare toată viața noastră. Amin. 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 Luați locurile, vă rog. Este o mare, mare bucurie și un mar har pentru mine. Scumpii mei frați și surori de la biserica numărul 1, să fiu din nou în mijlocul vostru acasă. Mă copleșesc emoțiile, vă spun că am mai mari emoții acum decât le am atunci când pledau cazul la, la Curtea Supremă a Americii. Nu știu de ce. Mă copleșesc amintirile frumoase, pe care le-am avut în acest locaște în Chineciune. Am avut o șansă, înaintea serviciului deja, să îmbrățișez multe fețe dragi și sper ca după terminarea serviciului să am o șansă să le îmbrățișez pe celelalte. Mi-a fost tare, tare dor de voi. Am avut de asemenea o șansă să iau un, un mic tur al bisericii acesteia înainte de servici, când am fost jos la baie, mi-am amintit de data, odată, într-un serviciu de seară, în timpul iernii, geroase, fratele care era de obicei repartizat la cazane, cred că a fost bolnav sau absent și cumva mie, la, cred că aveam vreo șapte sau opt sau nouă ani, mi s-a repartizat datoria să încarc cazanele în serviciul acela. Și am spus că dacă tot, dacă tot am scăpat de, de predica pastorului, adică tatăl meu, îmi fac datoria ca să pot să dau seama la, la sfârșit. Și mi-am aduc aminte că am încărcat cazanele așa de mult de data aia, că toată lumea a transpirat în biserică după aia și eram plin de cenușă și m-a întrebat tata, dar unde ai fost? Că nu te-am văzut în prima bancă. Și am spus, păi eu am avut meserie la cazane. Iar apoi când am pășit prin sala comitetului, am adus aminte de salteaua pe care sora mea, Adina, și fratele meu, Daniel, și eu o împărțeam în fiecare seară acolo, la baptister, mi-aduc aminte cum nu aveam apă în vremea comuniștilor și ca să avem serviciu de, de botez, Trebuia să aducem un furtun lung, să aducem apă de la vecinii de sus, din strada de sus, să, să umplem uh, baptisterul. Îmi aduc aminte de anvonul acesta, că tot, tot eu am rămas exact așa, cum uh, când, când luminele erau stinse în, în timpul săptămânii și biserica era goală, ca și un, un țânc mic eram aici și încercam să-l emulez pe tatăl meu, predicând băncilor goale n-știind că într-o zi voi avea șansă să predic băncilor pline. Când am cântat cântarea care spune că e mult prea scumpă adunarea, să nu faci totul pentru ea, mi-am amintit de felul în care biserica aceasta a fost construită. Nu de companii de construcție pe care le puteai angaja, ci de, de biserică, de oamenii bisericii că și acum la pe fratele Dan, cum spune, hei, rup, hei, rup, ca să suim, să, să, ca grinzile să fie, să fie puse sus. Îmi amintesc ca și biserică trăiam aceste cuvinte, e mult prea scumpă adunarea, să nu faci totul pentru ea. Strecuram străini în această biserică pentru seri de evangelizare. Erau camere secrete în biserica aceasta unde... Puneam Biblii și literatură ilegală, care nu aveam voie să, să le avem. Mă amintesc că aceasta a fost o biserică unde adevărul a fost predicat, în ciuda celor care nu vroiau ca adevărul să fie predicat, chiar împotriva legii. Și mă amintesc cum, așa de mulți dintre voi, ați investit adevărul în în viața mea ca și copil, fie la grupa mică, fie pe șantier aici, fie în tabără, fie în lucrarea cu copii. Și deci îmi amintesc că biserica aceasta e o biserică specială, cu o moștenire bogată de adevăr, de curaj. Și sunt așa de bucuros în seara aceasta să-mi dau seama că biserica aceasta încă este plină, nu numai de oameni, și plină de harului Dumnezeu, Domnul să vă binecuvinteze. Deja aș putea spune amin și să plec și aș fi fost mult prea binecuvântat să fiu deja în mijlocul vostru, Domnul să vă binecuvinteze. Vă aduc salutări calde din partea părinților mei, care au fost invidioși pe mine că eu pot să vin și n-au reușit să vină cu mine de data asta. Tatăl meu îmi spune prin SMS text că este cu noi prin direct chiar acum și este tare, tare dor de voi. Părinții mei sunt sănătoși, frații mei, Dani, Adina, sănătoși în familie lor. Mulțumim Domnului pentru asta și vă trimit toți salutări călduroase și mi-au spus să vă îmbrățișez din partea lor și să vă spun că le este dor, le este dor de voi. Scopul principal pentru care am venit în România a fost nu numai să am amintiri frumoase, ci va reveni mai pe parcursul mesajului pe care Domnul mi-a pus pe inimă în seara aceasta. Poate că cei mai mulți dintre voi știți deja cel puțin un pic despre lucrarea la care Dumnezeu m-a chemat să pot să apăr libertatea în țara tuturor libertăților. Um, n-aș fi știut că în planul lui Dumnezeu un, un țâng de la Zalău ar fi ajuns să trebuiască să apere libertatea în sala tuturor libertăților. Dau slavă Domnului pentru marele har pe care, de care mi-a făcut parte. Um, pentru cei care sunteți deja conștienți de misiunea și lucrarea pe care o am la Liberty Council, o grupă de avocați creștini în apărarea libertății. Vă mulțumesc că sunteți cu mine pe baricadă și vă mulțumesc că vă rugați pentru mine. Este o luptă spirituală în care am nevoie disperată de rugăciunile fraților mei, de rugăciunile copiilor lui Dumnezeu. Iar pentru ceilalți care încă nu știți, astăzi veți afla și dacă câștig încă o mână de război, nici în rugăciune pentru lucrarea de la Liberty Council atunci iarăși datoria, datoria mea a fost uh, împlinită și uh, uh, misiunea mea aici a fost un succes. Um, am să uh, încep uh, mărturisirea mea în seara aceasta, mesajul meu prin a vă spune că în America, unde Dumnezeu ne-a așezat, în țara tuturor libertăților, septembrie 17 este... Ziua Constituției, îi spunem noi. Ziua pusă de o parte de poporul american pentru ca să își amintească, să sărbătorească, să celebreze drepturile fundamentale cu care a fost înzestrat de Dumnezeu, de autorul și creatorul libertății, nu de guvern, înzestrat de Dumnezeu și protejat în Constituție. Drepturi fundamentale, printre care primele sunt libertatea de conștiință, libertatea de religie, libertatea de cuvânt și libertatea de expresie. Ei bine, printr-o ironie așa de mare care nu poate să fie exagerată, nu cu mulți ani în urmă, septembrie 17, ziua Constituției, pe mine m-a găsit în Tribunalul Federal din Pensacola, un oraș în statul Florida, stând la masa celor doi acuzați, inculpați criminal, penal. Frank Lay, un director de școală, și Robert Freeman, adjunctul lui. Amândoi sub inculpare și prezenți în această zi pentru judecata lor. Documentul de inculpare, când îl primiserăm cu câteva săptămâni înainte, vă mărturisesc. Pur și simplu mi-a luat suflarea. A trebuit să mă pișc să îmi dau seama dacă mai sunt încă în țara tuturor libertăților sau dacă trăiesc un coșmar urât în care cineva m-a transportat peste hotar și înapoi în timp, în România comunistă acest document intitulat The United States of America vs. Frank Lay and Robert Freeman. Statele Unite ale Americii, cel mai puternic guvern de pe fața pământului, gata să-și aducă greutatea lui împotriva acestor două persoane. Acest document, de asemenea, îi amenința pe cei doi inculpați că dacă vor fi găsiți vinovați de crima de care erau acuzați. Vor fi puși în închisoare peste șase luni fiecare, amendați peste 10.000 de dolari fiecare, iar pensiile pentru care lucraseră o viață întreagă în sistemul școlar, unul 35 de ani, altul 40 de ani, le vor fi confiscate ca unor tâlhari de rând. Suntem aici în Tribunalul Federal din Pensacola pentru judecata lor și când așteptam judecătoarea Casey Rogers să intre în sală pentru judecată. Între timp mă uit în prejurul meu și iară alte ironii grosolane care nu pot să fie exagerate. Pe întreg peretul, peretele din, din partea stângă, un tablou uriaș arată părinții Americii, comemorează atunci când ei s-au adunat să semneze documentul de bază al Americii, declarația de independență care a născut țărâmul și țara americană în 1789, toți dintre ei sau cei mai mulți dintre ei arătați că sunt pe genunchi rugându-se Domnului Dumnezeului să călăuzească și să binecuvinteze națiunea pe care ei o nășteau. Sigiliul scanului de judecată proclamă motoul Americii care spune In God we trust, în Dumnezeu ne încredem. Garda tribunalului, când cheamă tribunalul la ordine pentru începutul procesului, o face cu zicala obișnuită în care spune toți în picioare, Dumnezeu să salveze America și Dumnezeu să salveze acest tribunal. Iar apoi, martor după martor, 12 dintre ei au fost chemați să depună mărturie împotriva celor doi acuzați, numai că înainte ca să poată să depună mărturie împotriva lor, fiecare este nevoit sub obiceiul american juridic să pună mâna pe Biblie și să spună uh, jurământul în care spun jur că voi spune adevărul, numai adevărul și întregul adevăr, așa să mă ajute Dumnezeu. Toate aceste rugăciuni care au loc într-un tribunal federal public, ca și o dovadă indisputabilă că America a fost începută și concepută de părinți creștini, bazată pe valori biblice și înzestrată cu drepturi fundamentale, inclusiv libertatea de religie și de exprimare. Și în tot acest timp, în tot acest tribunal plin de rugăciuni, Frank Lay și Robert Freeman sunt acuzați penal la o șoaptă, la un, un pas, un șchiop de închisoare. Pentru ce? Care a fost crima lor? Cu câteva luni înainte, invitaseră adulții din comunitatea lor care au contribuit uh, financiar ca să construiască o nouă sală de sport în școala lor. Și când sala de sport a fost gata să o inaugureze, i-au chemat au spus, hai să vă servim un prânz, un lunch de apreciere. Și înainte ca să, 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 ședeze toți la masă să mănânce împreună, Frank Lay se uită la Robert și spune, Robert, n-ai vrea să mulțumim Domnului pentru această masă. Și-au plecat capetele și-au spus o rugăciune de mulțumire pentru 30 de secunde. Asta a fost scrima lor. Într-un minut au fost eroi în comunitatea lor, apreciați de toți acum, pentru 30 de secunde de rugăciune într-un liceu public sunt inculpați criminali, penali, la un șchiop de închisoare. O priveliște înfricoșătoare, dragii mei frați și surori, care ne arată starea libertății astăzi în țara tuturor libertăților. Și vestea rea, pe care o v-am adus -o după masa aceasta, este că libertatea în țarea tuturor libertăților este sub un atac crunt, necruțător, sub un asediu continuu și unii spun pe cale de dispariție. Cezarul se crede Dumnezeu și în combinație cu grupuri și organizații radicale, cu resurse nelimitate, neomarxiste, anticreștine, antilibertate, cezarul pretinde creștinului să-i cedeze tot ceea ce până acum, din totdeauna, a fost al lui Dumnezeu. Inclusiv familia, creșterea și educarea copilului, libertatea religioasă și exprimarea ei în spațiul public, sanctitatea vieții umane de la momentul concepției până la moartea naturală, autonomia trupului fizic ca și templu al Duhului Sfânt, ba chiar și autonomia bisericii Domnului nostru Isus Hristos. Toate aceste domenii acum sunt sub atac, sub asediu și cezarul cere creștinului să îi le cedeze. Asta e vestea rea. Și din nefericire pentru voi am o veste și mai rea. Pentru că sunt convins, fără niciun dubiu în lăuntru meu, Că provocările și luptele pe care le ducem în America de câțiva ani de zile încoace, dacă nu sunt deja în România, atunci cu siguranță sunt pe drum și vor ajunge în curând. Mi-ar place să cred că România este o insulă, o țară unde, dacă va fi necesar într-o zi, pot să vin să, să cer azil politic, să mă repatriez. Dar nu cred că. Va fi așa, pentru că dacă lucrurile acestea se întâmplă astăzi în țara tuturor libertăților, cu siguranță vânturile globalizării care vin de la Belgia și din mai multe locuri vor aduce aceste lupte și provocări și aici, în România. Și întrebarea în seara aceasta este, suntem noi, sunteți voi gata pentru asta? Astea sunt veștile rele. Dar am terminat cu veștile rele. N-am venit să vă speriu în seara aceasta și n-am venit să vă pun pe toți într-o stare de depresie. Am venit, de fapt, să vă aduc o veste tare, tare bună. Și vestea bună în seara aceasta este că, în ciuda toate acestor provocări, Domnul și Dumnezeul nostru atotputernic și suveran, creatorul și autorul libertății, este pe tron în seara aceasta. Pe tronul Americii, pe tronul României și pe tronul Universului și nimic nu îl ia pe el prin surprindere, nici pandemia, nici mișcarea neomarxistă, nici îngrădirea libertății, nimeni și nimic nu îl ia prin surprindere. El nu este indiferent de starea libertății în America sau în România și nu prin coincidență sau accident, ci chiar în planul lui perfect, dinainte de a exista timpul și hotarele, Dumnezeul nostru atotputernic a rânduit ca tu, soră, tu, frate, să fiți și să trăiți exact în locul acesta, exact în circumstanțele acestea în România, eu să fiu în America, fiecare să fie în colțul cetății unde Dumnezeu ne-a așezat pentru scopul de a fi sare și lumină, lumini orbitoare pentru adevăr într-o societate întunecată care urăște adevărul. Și dau slavă Domnului Dumnezeului nostru în seara aceasta, pentru că îmi dau seama în lucrarea de la Liberty Council la care m-a chemat că Dumnezeul nostru, atunci când găsește un creștin curajos, un creștin care își cunoaște menirea, destinul, stăpânul, un creștin căruia nu este nici frică, nici teamă să tragă o linie în nisip și să spună nu Cezarului atunci când Cezarul se crede Dumnezeu, Dumnezeul nostru nu este indiferent și întotdeauna intervine în situații imposibile ca să răscumpere pe cei care sunt ai lui, să aducă libertate, să aducă victorie și biruință slavului pentru asta. Asta e vestea bună. Am să încerc în, în timpul limitat pe care îl avem în seara aceasta să parcurg câteva din, din cazurile în care l-am văzut pe Dumnezeu cum se manifestează, pentru ca să vă dau și vouă un gust al bunătății și al puterii Domnului nostru Isus Hristos prin curajul creștinilor săi. Am experimentat lucrul acesta când am apărat-o pe sora noastră Kim Davis în Kentucky. Poate că ați auzit de ea în 2015. Un funcționar la guvernul local căruia atunci când Curtea Supremă a Americii a născocit dreptul acesta care nu există în Constituție nicăieri, l-au inventat, au spus că există un drept fundamental al căsătoriilor nefirești, căsătoriilor homosexuale, au venit cei de la LGBT la sora noastră Kim Davis, funcționar de guvern, de-a fica a lui Dumnezeu în primul rând și au spus, păi uite, vrem să ne semneze aceste certificate. Kim Davis a spus, măi, îmi pare rău, dar convingerile mele nu îmi permit ca eu să pun semnătura mea, numele meu personal asupra acestor hârtii. Nu pot să mint să spun că voi aveți o căsătorie când Biblia îmi spune adevărul că căsătoria este numai între un bărbat și o femeie. Dar uite, sunt o grămadă, sunt peste 100 de alți funcționari câțiva chiar aici, în același birou, mergeți, vă rog, la ei și cereți de lor că nu vor avea nicio problemă, ei vă vor da ce veți cere. Și ce credeți, au lăsat-o să trăiască în pace? Nu. Au venit la ea și au spus, doamna Kim Davis, știm că sunt alții, dar noi vrem să avem pe peretele nostru acest document semnat de tine, pentru că știm care sunt convingerile tale și vrem să știm că tu ai semnat, tu ai plecat genunchiul și ne-ai semnat acest document, la care ea a spus, îmi pare rău, dar nu pot. A dat-o în judecată, și judecătorul din Kentucky, am fost cu ea în tribunal când i-a dat o alegere, o decizie, a spus, it's your choice, alege, te conformezi legii și semnezi sau mergi la închisoare. Și Kim Davis i-a dat cam același răspuns pe care Apostolul Pavel și Petru le-au dat în faptele Apostolului Radineaori. A spus, domnule judecător, dacă mă forțez să aleg între tine și Dumnezeu, n-am nicio alegere pentru că mi-e mult mai frică de Dumnezeu decât îmi este de tine. Și atunci judecătorul a spus, păi în cazul acesta trebuie să mergi la închisoare. Și-au pus-o pe sora noastră, Kim Davis, în închisoare. Vă dați seama, un, un prizonier de conștiință în țara tuturor libertăților. I-a spus judecătorul, tu îți porți cheile celulei în mâna ta. Când ești gata să semnezi aceste documente, spunem și vei putea ieși afară. Slavă Domnului pentru creștini curajoși, ca și Kim Davis, care atunci când i s-a cerut să cedeze cezarului ceea ce este al lui Dumnezeu, familia și căsătoria, conștiința ei, i-a spus nu cezarului. Și a fost gata să plătească prețul nesupunerii și prețul ascultării de Dumnezeu. Ei bine, am preluat un litigiu constituțional de partea lui Kim Davis, l-am pledat și în cadrul acestui caz Dumnezeu a fost cu noi și ne-a dat o mare victorie. Am reușit să dobândim pentru sora noastră Kim Davis Uh, uh, libertatea de a nu-și compromite credința, și tribunalul a spus că dacă sunt alții care pot să semneze, ei pot să semneze. Uh, legea a fost schimbată, certificatele de căsătorie au fost schimbate, ca să nu trebuiască Kim Davis și alții care sunt ca și ea să-și compromită credința. Slavă Domnului pentru asta. Nu s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi fost o femeie cu curaj. Slavim pe Domnul! O altă circunstanță mai recentă în care am observat ceea ce Dumnezeu poate să facă prin curajul creștinilor și al bisericii a avut loc acum în contextul pandemiei. Nu știu cum a fost la voi regulamentele în pandemie, la noi s-au găsit cu cale în unele state unii guvernatori care au decis că folosesc prilejul pandemiei pur și simplu să închidă Biserica Domnului prin forța legii, nu o săptămână sau două sau o lună, ci luni și luni de zile, interminabil, ani, unele nici acum nu s-au mai redeschis. Și în timp ce bisericile au fost închise prin decrete de la guvernatori, toate celelalte întreprinderi comerciale se pare că au fost considerate esențiale și lăsate să-și continue afacerile. Supermarketurile, uzinele, depozitele, autobuzele, chiar și uh, clinicile de avort și barurile și birturile au rămas deschise. Am spus, păi, stai puțin ce, e dacă e pandemie sau nu, că dacă e pandemie, cum lași barul și birtul să fie deschise, am întrebat. Și păi, stai puțin că... Știi cum? Sunt unii oameni care au dependență de alcool, și dacă le iei a, a, sursa de a, alcool, atunci se, se sinucid oamenii. Nu poți să închizi barul și birtul. La biserica o închidem. Și chiar au spus, știi cum, în biserică, dacă vrea biserica să, să fie un centru social unde. Uh, uite, sunt mulți oameni care nu pot să lucreze și n-au hrană. Dacă vor să vină la biserică să primească o hrană fizică, atunci se pot aduna și puteți. Nu, nu, nu punem, impunem limite. 500-1000 într-o biserică să mănânce hrană fizică e ok, spune legea și guvernatorii. Dar dacă biserica trece de la hrană fizică la hrană spirituală, dacă biserica trece de la un, un loc social la o biserică care îl laudă și îl slăbește pe Dumnezeu și propovăduiește Evanghelia, atunci se spune asta nu este esențial și COVID-ul e mult prea periculos. Biserica trebuie să fie închisă. Absolut un, un regim discriminatoriu care nu are nicio bază în Constituția și legile Americii. Și când am văzut ceea ce se întâmplă, având având convingerea și conștiința că biserica este a lui Dumnezeu și nu a Cezarului, și că Cezarul nu poate să închidă biserica, i-am rugat Domnului să ridice niște oștași care să spună nu Cezarului în acest caz. Vedeți, în sistemul juridic american, când este o lege nedreaptă, nu pot eu sau organizația de care fac parte să mergem în tribunal de capul nostru și în numele nostru nu putem să aducem uh, o instanță sau un litigiu. Trebuie neapărat să avem un client curajoș care este gata să-și pună uh, gâtul pe linie și atunci reprezentăm clientul într-o cauză juridică. Și ne-am rugat Domnului să ne dea clienți și Domnul ne-a dat clienți slavă lui prin toată țara. Și aș putea să vă spun multe din luptele din acest domeniu, dar. Pentru că timpul este limitat, vă spun, doar de lupta de la Chicago, din statul Illinois, unde Dumnezeu, ca și oștaș, ne-a găsit exact bisericile româno-americane din orașul Chicago. Poate că ele au înțeles un pic mai bine pericolul de a ceda cezarului, de a ceda guvernului esențialitatea bisericii. Pericolul de a spune statului, păi dacă vrei să ne închizi, ne închizi, nu ne, nu ne interesează cât și cum și cine altcineva mai este deschis sau închis. De partea bisericilor române am alcătuit, am scris, am compus o scrisoare deschisă guvernatorului JB Pritzker a statului Illinois și am spus în această scrisoare, domnule guvernator, nu ești nici monarh, nu ești nici despot, nu ai autoritatea sub lege să închizi biserica în mod discriminatoriu. I-am spus că dacă Mântuitorul ne-a promis că nici măcar porțile iadului nu vor birui Biserica Domnului, atunci cu siguranță El nu o va putea face. Și am zis că cu sau fără voia Lui, în duminica care vine, bisericile Domnului din Chicago, la ora cu tare și cutare, la adresa cu tare și cutare, se vor întâlni să predice Evanghelia. Slavă Domnului pentru creștini curajoși! Ei bine, Guvernatorul J.B. Pritzker a început o, o campanie de intimidare împotriva acestor biserici, care i-ar fi făcut pe comuniștii din România de adine ori să fie geloși sau mândri de el. A trimis polițiștii înăuntru să amendeze pastorul și biserica. A trimis uh, polițiștii să, să blocheze parcarea pe stradă și în, în parcările private. A trimis scrisori în care a spus, păi vinim cu lacăte la ușă și doborăm. A spus, chiar i-a amenințat să doboare bisericile. Așa cum făceau comuniștii pe vremuri. Dar slavă Domnului că creștinii din Chicago nu au fost intimidați, au continuat să se adune și în timp ce ei se adunau, noi am început un litigiu împotriva guvernului, împotriva guvernatorului. Am depus un litigiu la tribunalul de primă instanță, unde judecătorul a spus, păi n-aveți ce căuta aici, legea nu vă protejează, este pandemie și nu contează cine altcineva ai deschis, voi trebuie să fiți închiși. Am mers la uh, tribunalul, am făcut recurs la tribunalul de apel din circuitul numărul 7, unde trei judecători au spus același lucru și ne-au trimis mai departe. De acolo, următorul stop este la Curtea Supremă a Americii. Am depus o cerere de urgență acolo și 99,9% din acest fel de cereri sunt respinse automat aproape fără să fie nici măcar citite în doar câteva ore. Dar aici, în câteva ore, Curtea Supremă, în loc să respingă cererea, a acceptat-o și a cerut guvernatorului J.B. Pritzker să justifice acțiunile, să-i spună, să -i explice Curții Supreme ce autoritate are sub Constituție sau sub lege să închidă biserica și numai biserica. Și i au dat numai 24 de ore să facă lucrul acesta, un lucru neobișnuit. Și am așteptat deci o zi întreagă de azi pe mâine să vedem ce va spune guvernatorul, care vor fi justificările lui, pregătindu-ne să răspundem acestor justificări, dar când ceasul potrivit a ajuns, când deadline-ul a ajuns în 24 de ore, în loc ca el să își justifice acțiunile discriminatorii, guvernatorul J. a, a mers în fața camerelor de televiziune și a anunțat pe mass media că în acel moment... Toate restricțiile asupra bisericilor din statul Illinois sunt cancelate și anulate, slavă Domnului pentru asta. Dintr-o dată, statul Illinois a devenit din cel mai restrictiv stat al bisericii, în cel mai liber stat al bisericii. Slavă Domnului! Ei bine, el spune că a făcut-o în mod voluntar. Și apoi noi am știut că dacă o face în mod voluntar lucrul ăsta, atunci dacă nu există un, un precedent legal sub lege de la Curtea Supremă care să poată să spună că acest lucru nu se mai poate întâmpla vreodată, atunci la pandemia următoare vor face exact același lucru. Vor închide biserica și nu mai biserica. Și deci ne-am rugat Domnului să ridice un alt faraon cu o inimă mai împietrită care să vrea să ducă lupta până la capăt, până la Curtea Supremă și Dumnezeu a găsit un faraon în statul California, guvernatorul Gavin Newsom. El și el a, de, a, a decis același lucru, a legiferat, a ordonat închiderea bisericilor în mod discriminatoriu și și acolo a fost necesar să aducem un proces. Dar slavă Domnului că ori de câte ori el ridică un faraon, Dumnezeu ridică și câte un Moise. Și în California am adus un litigiu de partea bisericii Harvest Rock Church International. Iarăși la prima instanță am pierdut, la tribunalul de apel am pierdut, iarăși la Curtea Supremă cu o cerere de urgență care este uh, uh, respinsă 99,9%, uh, iarăși Curtea îi cere guvernatorului Gavin Newsom o justificare, 24 de ore, însă de data asta în loc să cedeze în mod voluntar, guvernatorul merge până la capăt, își depune justificarea, noi răspundem, iar apoi, în doar câteva zile, Curtea Supremă a Americii eliberează o decizie istorică în care decide că statul nu are autoritate asupra bisericii și că statul nu poate să închidă biserica în mod discriminatoriu. Dacă statul permite altor locuri să fie deschise cu social distancing și cu um, tot felul de măsuri de siguranță, atunci statul trebuie să lase biserica să fie deschisă cel puțin sub aceleași condiții, dacă nu mai bune, dar statul nu poate să închidă biserica Domnului, slavă Domnului pentru asta. Stabilit ca și precedent în lege și ordonat de tribunal ca guvernatorul Gavin Newsom să nu mai poată niciodată să facă lucrul acesta, nici el nici ceilalți, deci valabil prin toată țara. Bine, și dacă victoria s-ar fi terminat sau încheiat acolo, ar fi destul de uriașă ca Dumnezeu să merite toată slava și gloria. Vă precizez de asemenea că nu s-a terminat acolo. În, în primul rând, la Liberty Council suntem o organizație pro bono, Uh, niciodată nu încasăm niciun ban clienților pe care îi reprezentăm. Considerăm că dacă ei sunt atacați pentru credința lor, uh, noi le datorăm o... Uh, apărare puternică și gratuită și o facem prin donațiile altora. Dumnezeu are, are grijă de nevoile noastre prin donațiile altora. Dar din când în când, Dumnezeu are grijă de nevoile noastre și în alt fel. Când câștigăm un caz împotriva guvernului și stabilim, dovedim că guvernul a acționat ilegal sau neconstituțional, atunci guvernul este forțat prin lege să ne ramburseze um, orele de avocatură care au fost investite în cazul uh, cutare și în cazul lui Gavin Newsom din California am fost nevoiți să investim peste 2000 de ore de avocatură. O echipă întreagă la Liberty Council lucrând zi și noapte, literalmente around the clock, pentru săptămâni întregi ca să putem să obținem acest rezultat. Acum Curtea Supremă și Tribunalele spun Gavin Newsom, nu numai că nu mai poți să faci lucrul acesta vreodată, dar trebuie să scrii un cec la Liberty Council pentru 1.350.000 de dolari. Slavă Domnului pentru asta! Nu știu dacă vă dați seama ce, ce sens de ironie și de umor are Dumnezeul nostru atotputernic. I mean, îl avem aici pe Guvernatorul Gavin Newsom, care se declară, se autodeclară și intitulează uh, inamicul numărul unul al adunărilor religioase al bisericii. Și Dumnezeu ia și îl transformează în donatorul cel mai generos al lui Liberty Council în istoria lui Liberty Council. Și îl folosește pe el să ne plătească datoriile la sediul nostru principal, ca noi să putem să îl servim pe domnul fără datorie. Slavă Domnului, pentru asta. Numai El poate orchestra o astfel de victorie. Ar fi mult mai multe cazuri, vă mai spun încă unul și apoi revin înapoi la Tribunalul Federal din Pensacola, din ziua Constituției. Acum recent, cel mai recent, am observat puterea Domnului prin creștinii curajoși din orașul Boston în Massachusetts, în statul Massachusetts. Orașul Boston este un oraș foarte liberal, deși acolo a fost începutul revoluției americane, Boston pentru America e ca și cum Timișoara este pentru România. Acolo a început uh, revoluția și războiul pentru independență. Acolo au fost scrise multe din documentele de bază ale Americii. Acum astăzi este un oraș liberal și uh, ei se mândresc foarte mult cu uh, ideea asta de diversitate. Poate că ajunge și pe la voi uh, aceste uh, uh, idei. Diversitatea este vaca sacră a progresiștilor în ziua de astăzi, atâta timp cât diversitatea nu uh, conține în ea de asemenea uh, creștinii și creștinismul adevărat. Și în uh, orașul Boston au legiferat o ordonanță prin care au spus uh, în orașul nostru noi apreciem și celebrăm diversitatea și vrem ca toți din comunitate pe rând să vină să uh, uh, aibă uh, events în fața primăriei, să uh, aibă evenimente în fața primăriei și în cadrul evenimentelor lor să ridice un steag pe stâlpul nostru de steag temporar pentru câteva ore ca să sărbătorim toți cei din comunitatea noastră și contribuțiile lor comunității. Și vă spun, într-un timp de vreo 10 sau 12 ani, în acest program, 284 de aplicații, de cereri au fost depuse și 284 au fost aprobate. Toți, curcubeu, stiau cu curcubeu, steau roz al cei de la transgender, steagul roșu al, al Chinei comuniste, steagul uh, islamic al, al Turciei și al altor țări din, uh, din uh, partea aceea a, a, a Pământului, toți au cerut permisie și toți au fost aprobați. Aplicația numărul 285 a fost depusă de o comunitate creștină din orașul Boston și a spus, păi dacă tot sărbătorim diversitatea, am vrea și noi, pentru o oră, să avem un eveniment și să punem steagul creștin cu crucea Domnului nostru Isus Hristos pe acest stâlp. Dintr-o dată, parcă tot iadul a fost lobozit. Cum? Nu, nu, nu se poate. Separația între biserică și stat. Dacă punem steagul creștin, o să creadă lumea că ne-am creștinizat toți și că aprobăm ideile și valorile creștine, spun conducerea orașului lui Boston. Nu s-au îngrijorat ce înseamnă dacă lasă alte steaguri acolo, dar steagul creștin, comunitatea creștină au spus nici de cum sub nicio formă. Și am încercat la început în mod frumos și politicos, le-am trimis o scrisoare și lor și le-am spus Păi bine băi, fraților, nu se poate proceda așa, nu sunteți obligați să lăsați pe nimeni să-și ridice steagul, dar dacă lăsați pe cutare și cutare și pe toți să-și aibă evenimente și să-și ridice, să ridice steagul, nu puteți trata creștinii ca și cetățenii de clasa a doua. N-au ascultat, a trebuit să aducem un litigiu constituțional împotriva orașului Boston și am pierdut din nou în primul tribunal, am pierdut din nou la tribunalul din circuitul numărul 1 de apeluri. Și am ajuns la Curtea Supremă, nu în caz de urgență ca și bisericile, un caz normal, un caz în care în, în luna februarie anul acesta am pledat argumentele la Curtea Supremă, iar pe data de mai 2 în anul acesta, câteva luni după argument, Curtea Supremă, într-o decizie de 9 la 0, a decis că orașul Bastăn a încălcat Constituția atunci când a respins pe creștini. Slavă Domnului pentru asta. Curtea Supremă a decis că creștinii au dreptul fundamental sub Constituție la tratamentul egal sub lege. Nu tratament special. Nu pot să fie singurii care își ridică steagul, dar nu pot să fie singurii care nu sunt recunoscuți, care nu sunt lăsați să-și exprime credința în Isus Hristos în spațiul public. Slavă Domnului pentru asta! Nu s-ar fi întâmplat nici această victorie fără creștinii curajoși din Boston care au decis să spună nu cezarului acolo. Slavă Domnului! Timpul este înaintat și înaintează. Aș putea să acopăr mult mai multe din acest fel, din acest felul de cazuri. Deocamdată mă reîntorc înapoi la Tribunalul Federal din Pensacola, din ziua Constituției, în cazul lui Frank și Robert Freeman. Pentru că și acest caz ne arată puterea Domnului nostru Isus Hristos. Mi-amintesc cum în, în procesul lor de judecată, după ce cei 12 martori au depus mărturie, deja eram, cred că, vreo 10 ore în aceeași zi, deci era spre seară. Și eram deja în argumentul meu final, unde m-am pregătit să-i citez doamnei judecătoare statutul și, și Constituția și să-i explic în mod intelectual de ce nu poate să trimită doi oameni la închisoare pentru că s-au rugat într-o adunare de adulți voluntari într-o școală publică, într-un liceu. Uh. Ceea ce mi se pare și acum când spun banal, dar a trebuit să, să luptăm să-i explic. Ei bine, eu eram pregătit pentru un argument intelectual, dar doamna judecătoare mă întrerupe pe neașteptate, așa în, în, în mijlocul unei propoziții și spune Do Domnule Miheț, las că pot să mă uit eu să văd ce spune legea, deocamdată am o nelămurire pe care vreau ca tu să mi-o mi clarifici îmi spune doamna judecătoare, l-am auzit pe clientul tău, pe uh, directorul Frank Lay, cum, când a dat un interviu la mass media națională, a spus că el e creștin și că el nu poate să-și parcheze credința în parking lot la școală cu jeepul lui, că el e nevoie să-și ducă credința lui cu el în școală. Și eu mă gândesc, ok, so far, so good, până, până aici suntem bine. <laughs> Cam așa, cam așa este, Doamnă, da. Dar spune de asemenea, l-am auzit cum spune că pentru că e creștin și își duce credința cu el în, în școală, au spus că Duhul Sfânt se scurge din el în școală și unde este. Spune, ce înseamnă, domnule Mihed, că Duhul Sfânt se scurge din el? Nu înseamnă asta că, că el uh, nu ia seama legilor noastre omenești și că el își vede de, de capul lui? cu teocrația lui, ce înseamnă ca Duhul Sfânt să se scurgă din el? Mă întreabă o judecătoare într-un tribunal, nu la biserică. Și vă mărturisesc că nicio pregătire intelectuală sau la școala de drept nu m-a fi putut pregăti pentru această întrebare și pentru un răspuns, dar Dumnezeu, Mântuitorul nostru, ne spune în Evanghelie să nu ne îngrijorăm atunci când suntem în fața dregătorilor, pentru că la momentul potrivit el însuși ne va da cuvintele potrivite și deci nu pot să iau niciun credit pentru cuvintele care au ieșit afară din gura mea pentru că n-au fost amele, dar Dumnezeu mi-a mi dus mintea la Galaten 5 și am spus, Doamnă judecătoare, ca Duhul Sfânt să se scurgă afară din tine, nu înseamnă că nu poți să te conformezi legii, ba chiar din potrivă. Înseamnă că vei da dovada roadei Duhului Sfânt. Și roada Duhului Sfânt, Doamnă judecătoare, este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri, Doamnă judecătoare, nu există lege. Și mi-am dat seama în momentul acela cum o judecătoare, care toată ziua a fost ostilă și supărată, și clar gata să-i trimită pe acești de la închisoare, a început să fie dezarmată și pusă la punct de Duhul Sfânt. Și, în timp ce continuam să pledăm cazul, de asemenea, am fost conștientizat de faptul că cel puțin 4, poate că 5.000, de oameni au venit în fața tribunalului afară să, să defileze, să protesteze, să se, roagă, să se roage pentru noi. Roage? Să se roage pentru noi. Limbajul meu român, un pic mai ruginit, cu toate că încerc din greu să-l să întrețin, mă scuzați. A, a, să, se, să, să ne susțină în, în rugăciune. Au venit acolo și, la un moment dat, unul dintre ei a spus, știi ce, Haideți să înconjurăm tribunalul acesta de șapte ori, așa cum au făcut-o izraeliții cu Ierihonul. Și altul spune, băi, ce bună idee, că uite, am cu mine un, un, șofar, o trâmbiță evreiască, hai să o facem asta. Și au început să înconjoare tribunalul de șapte ori și la fiecare stop în fața ușii tribunalului, ăla cu șofarul dădea de din șofar. Și am auzit înăuntru un tribunal ceea ce se întâmplă, mi-au mi spus ce se întâmplă afară și am auzit șofarul cum dă odată și de de două ori și de trei ori, și știind cum se desfășoară realitatea în cartea lui Josua, în Biblie, și cum s-a terminat istoria de acolo, am spus în mintea mea, Doamne, nu știu cum astăzi vei decide să-ți manifestezi puterea în acest loc, dar orice faci, Doamne, te rog, nu lăsa ca zidurile tribunalului să se dărâme cât timp eu sunt încă la etajul 11, aici sus. Și Domnul nu a lăsat ca zidurile fizice ale tribunalului să se dărâme, dar după o zi întreagă de mărturisiri în acest și de luptă în acest tribunal, zidurile întunericului s-au prăbușit și judecătoarea i-a declarat pe cei doi oameni nevinovați de crima rugăciunii. Slavă Domnului pentru asta! Dumnezeul nostru, scumpii mei frați și surori, poate face mari minuni cu creștini curajoși care sunt gata să spună nu Cezarului. Și îndemnul pe care l-aș avea acum, pe cum ne apropiem să încheiem timpul nostru împreună, în primul rând, dacă mă întrebați dacă mai este încă speranță pentru libertate în țara tuturor libertăților sau în România, răspunsul meu este un categoric da, fără nicio ezitare sau rezervare atâta timp cât Domnul încă mai găsește creștini curajoși, Domnul poate să-i folosească, să aducă și să producă libertate, chiar acolo unde libertatea este îngrădită și atacată. În al doilea rând, v-aș implora, dragii mei frați și surori de acasă, compatrioți români, să nu faceți aceeași greșeală pe care creștinii din America au făcut-o de-a lungul anilor recenți. Și anume, în America, creștinii pentru multă, multă vreme au crezut că atâta timp cât au libertate să laude pe Domnul înăuntru bisericilor lor uriașe și frumoase, nu trebuie ei să fie implicați în, în problemele juridice și legislative și politice, pentru că ei îl laudă pe Domnul în biserică. Și au cedat partea aceea a cetății inamicului adversarului libertății, care a făcut pur și simplu ravagiu în toate aceste domenii pentru mulți ani, fără nicio opoziție, fără niciun răspuns de la comunitatea creștină. Nu faceți aceeași greșeală. Fiți străjeri ai cetății. Când vorbim de, de valori biblice, precum căsătoria naturală, sanctitatea vieții umane de la concepție până la moartea naturală, Libertatea religioasă. Astea nu sunt chestii politice. Astea sunt valori biblice care ne-au fost încredințate nouă. Să le protejăm și să le apărăm. Nu abandonați această sferă importantă a cetății celor care vor să facă rabagiu cu ea. Fiți implicați încă de acum. Și mai important decât atât, luați decizia de acum. Nu. Dacă, ci când, când Cezarul vostru vă va cere să-i cedați acestor, aceste domenii care sunt ale lui Dumnezeu, decideți acum că îi veți spune nu. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Și Domnul să vă dea curajul să faceți lucrul acesta. Și dacă veți avea curajul să faceți lucrul acesta. Vă pot promite încă de astăzi că într-o zi poate că veți avea și voi, creștinii din România, nevoie de avocați. Vestea bună și motivul principal pentru care sunt în România de data asta este că la Timișoara, săptămâna aceasta, s-a lansat un grup juridic format avocați, în primul rând, creștini, dar și de intelectuali, de clerici, de oameni de credință din alte domenii cu scopul de a promova și de a apăra valorile biblice la nivelele cele mai înalte ale țării. Slavă Domnului pentru aceasta. Grupului îi spune Oficiul Creștin pentru Drepturi și Libertăți adică OCDL și puteți să aflați mai mult despre acest grup pe website-ul lor ocdl.ro Sunt așa de bucuros de această inițiativă. De mult m-am rugat Domnului să ridice și în România astfel de oameni care sunt gata să acorde o apărare gratuită celor care vor avea cu siguranță nevoie de ea în curând. Și un grup de creștini care să caute să influențeze, deci nu numai să apere în tribunal. Deci dacă va fi necesar să apă în tribunal, dar înainte de aia problemele, multe din ele pot fi rezolvate prin influențarea legilor, în așa fel încât valorile creștine să fie promovate și protejate în lege de la început. Și acest grup va căuta să unească pe o platformă juridică și interconfesională pe toți cei care iubesc adevărul și libertatea și vă... vă Recomand, vă, vă rog, vă cer să aflați mai mult despre ei și să susțineți acest demers. În primul rând, cu timpul vostru, și efortul și talentul vostru, va fi, vor fi oportunități de de și de lucrat uh, pentru acest grup sau cu acest grup din toată țara. Va fi un, un grup care acoperă toată țara. Uh, și noi, la Liberty Council am semnat un, un uh, protocol de colaborare, să colaborăm cu ei în ceea ce ne privește. Și nu numai timpul și efortul vostru, dar și din finanțele voastre, pe măsură cum puteți, va fi un grup care va fi pro bono, deci un, un NGO, nu va încasa bani de la clienți, va oferi o apărare gratuită. Și nu în ultimul rând, și în cel mai important rând, să sprijiniți acest grup și acest demers și nu numai pe ei aici, dar și pe noi la Liberty Council în America, prin rugăciunile voastre fierbinți. Frați și surori, cred că este deja auto-evident, dar bătălia pe care o ducem nu este o bătălie împotriva cărnii și a sângelui. Este o bătălie grea împotriva stăpânitorilor întunerecului acestui viac. Și avem nevoie disperată de rugăciunile Sfinților lui Dumnezeu, care fac toată diferența omenește, nu avem nici o șansă de succes. Dar prin Dumnezeul nostru și prin Sfinții Lui putem învinge și cuceri totul. Vă mărturisesc de așa de multe ori când mă duc într-un tribunal, mă duc și mă așez la masa celui acuzat și se pare că sunt singur, îl am pe acuzatul meu cu mine, și mă uit dincolo și văd cum adversarul și inamicul libertății, pentru care tot felul de NGOs și organizații și grupuri cu resurse nelimitate, nu țin ei cont. Și aduc, aduc 5, 6, 8, 10, la un caz recent au adus 13 avocați că trebuie să mai aducă încă o masă, că nu au încăput toți, se înghesuiau să intre toți acolo. Și când îi văd... Mă întreb de multe ori pe da, oameni buni, cum, cum va fi asta o, lupt, o luptă dreaptă? Adică eu am adus cu mine pe Universul, pe Dumnezeul Universului și pe toți Sfinții Lui care se roagă pentru mine și voi n-ați găsit decât 12 oameni să aduceți cu voi. Asta nu va fi o luptă dreaptă. Și Dumnezeu întotdeauna ascultă de rugăciunile Sfinților săi, așa că vă rog să vă alăturați de mine. Și de cei de la OCDL în rugăciunile voastre. Adăugați-ne pe lista voastră de rugăciuni și amintiți-vă ori de câte ori sunteți împreună de frații voștri persecutați pentru credință în America. Ce, ce se întoarce istoria, așa-i? Așa-i. Dragii mei, am ajuns la final și vă las cu versetul meu cel mai favorit din întreaga scriptură, care îl găsim la Psalmul 20 cu 7. Unii se bizuiesc pe cailor, alții se bizuiesc pe carele lor, dar noi, noi în America și voi în România, noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru, al Lui să fie slava și gloria în veci. Amin.